is Mr. King's car. Man owns the building. At least we can get his car right. Oh, I have almost no cash. Just $9,000. I got your keys. Just so you know, I would have done the same thing if you were white. That's good to know. Money, 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 money. I'm rolling in the money, 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 money. Buenos dias, Cecilio. În Get Hard, tradus mare și tare, managerul de fonduri speculative, milionarul James, interpretat de Will Ferrell, este arestat pentru fraudă și trimis să-și spășească pedeapsa la San Quentin. Judecătorul îi dă 30 de zile pentru a-și pune afacerile în ordine. Disperat, el se adresează lui Darnell, interpretat de Kevin Hart, pentru ca acesta să-l pregătească pentru viața de dincolo de gratii. Dar în ciuda presupunerilor lui James, Darnell este un proprietar al unei mici afaceri care muncește din greu și care nu a primit nici măcar o amendă de circulație, dar aminte să fi stat la închisoare. Împreună, cei doi fac ceea ce cred ei că e necesar pentru ca James să devină mare și tare. Și în acest proces descoperă cât de tare se înșelaseră în legătură cu multe lucruri, inclusiv în ceea ce privește părerea lor unul despre celălalt. I go hard, will it survive, never decease. This ain't no longer your house, man. Peace. I'm a killer. We in San Quentin now. You're in the wrong part of the yard, white boy. You lost us, eh? I'm very confused. Then go back where you belong. I don't know where I belong. I know where you belong. You belong with me. I don't want that. We do this, we do it hard. I can get hard. As your incarceration expert, this is my job to prepare you. We are about to simulate a prison riot. That was intense, right? Actually, I feel fine. Ow! What? You got a role, Mayo. Who's Mayo? It's my gang name. It's short for mayonnaise. Someone is targeting us with a SAM. I'll find you and pick you up, Mr. President! Who are you? The President of the United States. Welcome to Finland. Cea de-a doua premieră este un film de acțiune cu un subiect des abordat la Hollywood, Big Game, tradus Ținta Președintele. Când Air Force One este doborât de teroriști, iar președintele Statelor Unite ale Americii este forțat să rătăcească prin sălbăticie, există o singură persoană care îl poate salva, un băiat de 13 ani pe nume Oscari. Aflat în pădure la vânătoare, o misiune ce trebuie să-i dovedească maturitatea în fața rudelor sale, Oscari este pe urmele unui cerb, însă dă în schimb peste cel mai puternic om de pe planetă, aflat într-o capsulă specială de salvare a aeronavei. Cu teroriștii pe urme, gata să pună mâna pe marele premiu, neașteptatul duo trebuie să-și unească forțele pentru a scăpa. În vreme ce liderii de la Pentagon urmăresc cu nerăbdare întreaga aventură prin intermediul transmisiilor prin satelit, ține doar de președinte și de noul său ajutor să supraviețuiască celor mai grozave 24 de ore din viața lor. I've been betrayed today. Locked in a freezer. Ejected from the same plane twice. Yeah, I'm doing quite well. You gotta cock it, motherfucker.